Vă salut, eu sunt Andrei și pentru că v-a plăcut foarte mult ultima mea provocare, cea cu Suzuki versus BMW, cea cu off-roader versus SUV, am zis să mai fac încă una, așa că am adus astăzi două mașini interesante, un Dacia Duster al doilea model și un Range Rover. Dacă sunteți fani acestui canal, o să știți că Dacia a fost prezentată acum cu vreo 6 luni în urmă, cred că, dacă bine mă aduc aminte, și Range Rover-ul e chiar ultimul meu vlog postat. Așa că nu o să vă țin foarte mult, trebuie doar să vă spun cam ce motor are fiecare mașină în cazul în care n-ați văzut vlogurile, ca să ne vă dați seama pe care să mizați, care credeți că o să câștige astăzi. Hai să vedem! Land Rover Range Rover 2 are un motor V6, diesel de 3.0 capacitate cilindrică, 292 de cai și dezvoltă 600 de cuplu Nm, cutia automată 4x4, bineînțeles, are și suspensii pe perne de aer, deci poți să înalți garda cât de mult vrei tu, asta o să fie clar, la maxim de sus, nu are reductor, ceea ce e un minus, dar are niște moduri destul de inteligente de condus pe care o să le vedeți, snow, gravel, mud, terrain, sand și normal. Și adversarul lui, Dacia Duster, motor de 1.5 diesel, deci jumătate din 3.0 ăla, 116 cai, aproape de 3 ori mai puțin decât Range-ul, dar nu vă lăsați păcăliți pentru că e 4x4 și pentru că e cu 710 kg mai ușor decât Range-ul, deci asta s-ar putea să-i dea un avantaj destul de bun, să nu mai vorbim de preț. Pentru că nu v-am zis cât cuplu dezvoltă acest Dacia Duster, 260 de Nm, deci jumătate, mai puțin de jumătate decât Range-ul. Amândouă au cauciucuri normale de asfalt de iarnă, dacă nu mă înșel. Deci nu mai vorbim de MT-uri, de AT-uri, de profil Simex, de diferențe de alea foarte mari. Hai să vedem care pe care voi pe cine mizați. Cum am făcut și în vlogul anterior, poate că unii nu l-ați văzut, am dat un sistem de punctaje de la 0 la 3. 0 dacă mașina nu poate să satisfacă proba, una dacă de-abia o făcut-o, 2 puncte dacă o făcut-o bine și 3 puncte dacă o făcut-o foarte bine și am simțit că, bă, da, mașina asta rupe și poate să ducă și mai mult decât atât. Deci să știți că atunci când voi da 3 puncte înseamnă că poate mai mult, 2 înseamnă că mai ai limita, 1 înseamnă că m-am chinuit sau chiar am avut noroc și 0 n-o putut deloc. No, pentru prima probă am pregătit o urcare, sper să se vadă pe filmare cât e de abruptă urcarea asta și cât e de dificilă. Vreau să vedem cum se descurcă Duster-ul. Activez 4x4, dau aici pe loc, nu are diferențial blocabil, dar când îl pui pe loc înseamnă că merge neapărat mereu 4x4. Dacă e pe auto, merge numai când are el chef. Hai să vedem. La hopa! Se pare că n-am avut noroc. Mai încercăm o dată. Ce interesant e că la urcarea asta, continuă să filmez. Ce interesant e că la urcarea asta ai un mic dâmb peste care trebuie să treci, după care devine mai ok. Hai să vedem. Cu greu. O urcat și acum ai proba, restul dealului. Mamă, ce abrupt e dealul ăsta, nu vine să cred. Da, unul la mână. E adrenalină. Și doi la mână, mi se pare sincer că mașina asta merită 1, adică o făcut-o la limită cu un pic de noroc. Ce se întâmplă de fapt e că n-ai destui cai la început, apoi m-am dus, restul cării au mers foarte bine, am fost impresionat de sistemul 4x4, am simțit mereu roțile cum se învârt și când aproape am ajuns în vârf, nu mai aveam putere. Acceleram, eram podeaua la pământ, nu aveam putere să merg drept, o trebuie să merg un pic într-o parte, se vede că are doar 116 cai și de asta primește un punct la proba asta, totuși eu sunt mândru de ea că a reușit să meargă pe panta asta super tare. Bun, și m-am urcat în Range Rover, mă asigur că ai pus pe modul sand, pentru că în față am nisip și pe nisip derapez, învârți roțile mult să nu cumva să staie puterea datorită faptului că nu zice, bă, tu nu, derapezi. Deci modul sand, garda sus, maxim înălțată, pe modul off-road. Mașina pe manual o pun în treapta întâi și plecăm. Mamă, că nu-i place. Dar într-adevăr urc un pic mai ușor la început. Opa, opa, opa. Da, a urcat. Mai bine decât Duster-ul, datorită faptului că a avut mai multă forță și datorită faptului că sistemul, calculatorul de bord, gestionează mai bine situația, nu mi se pare foarte bine, mi se pare doar bine. Deci, 2 puncte pentru Land Rover,
Un punct pentru Dacia și trecem la proba următoare. Pentru următoarea probă am pregătit o plecare din pantă. Scopul nu să vedem cât îți o șofer de bun are cutia automată, Duster-ul va avea manuală, ci să vedem cât de bine pleacă din pantă, cât de bine se descurcă 4x4. Avem un pic de noroi, dar mai mult iarbă. Terminăm cu vorbăria și mergem în peisaj. Urc. E clar că mașinile pot să urce amândouă, dar le opresc. Le opresc într-o poziție în care ele nu mai au inerție și de aici, hai să vedem ce se întâmplă. Da, e clar. Range-ul, din punctul meu de vedere, s-a descurcat de nota 3. N-am avut nimic de obiectat, o murcat, o tras, o avut cuplu. Din ce am văzut, nici nu prea a patinat, ceea ce e foarte bine pentru că sistemele astea lui electronice sunt destul de deștepte, nu deștepte încât să înlocuiască un off-roader, dar deștepte încât să-și facă treaba foarte bine în comparație cu un SUV. Bun, m-am urcat în Duster, am cutie manuală, simt și o diferență de calitate, dar nu despre asta e testul. Mergem. Frână, ne oprim. Stăm un pic, dacă las de pedal, mă așteptam să mă țină mașina, că avea ceva funcție de genul, dar nu în cazul ăsta. Cred că din cauza că e 4x4 blocat. Și hai să vedem. Uite că mă ține. Ho! Ce bine s-a descurcat Duster-ul! Încă o dată! Facem acum sunt un pic mai sus. Da, aici mai sus a fost un pic mai greuț pentru că aia a fost poziția în care am fost și range-ul, dar din punctul meu de vedere s-a descurcat foarte bine. 3 puncte! Pentru următoarea probă am pregătit o mică urcare, nu e mai la fel de periculoasă ca și prima. Problema e că e o urcare pe teren accidentat, adică nu urci pe cu roțile drepte, ci bam, când într-o parte, când în cealaltă. Sincer să vă spun, aici mă aștept ca Dacia Duster să aibă un mic avantaj pentru că e mai ușoară, mai îngustă și mai scurtă între roți și automat o să se descurce, părerea mea, mai bine, dar hai să vedem. Bun. Când n-ai multă putere și n-ai o gardă foarte mare la sol, pentru că Range-ul are gardă mai mare, trebuie să mergi un pic deștept. Să ai grijă pe unde mergi. Bine, mereu trebuie să mergi un pic deștept, dar aici și mai mult decât în mod normal. Mamă, ce într-o parte suntem, să mor eu. Opa, acum la final patinează. Da. Din punctul meu de vedere, asta a fost o execuție excelentă. E clar că putea să fie terenul mai dificil, dar scopul nu e să-l testăm în terenuri în care nu poți face față sau în care să deteriorăm mașina. Asta e o situație în care poți să o întâlnești în mod normal. Cred că 1% din posesorii de Duster întâlnesc așa ceva în viața lor și poate să o facă. Deci, din punctul meu de vedere, 3 puncte, trecem la Range Rover. Bun, și trecem la Range Rover, clar are putere. Minus e că poate e prea lat, prea greu, hai să vedem. E pus pe sand, pe nisip, pentru că aici totuși e nisip. Ui, fratele meu. Da, foarte ușor, deci sincer nici nu m-am chinuit, afară de acum un pic la final. Fac semn cameramanului meu, George, căruia îi mulțumesc. Ia, te calc! Da, din punctul meu de vedere, poate că aici o să îmi dați un pic de hate sau ceva, range-ul se descurca mai bine, ăsta a fost un 3 absolut. Acolo a fost mai greu, m-am chinuit un pic mai... Deci, din punctul ăsta de vedere, îl voi depuncta, Duster-ul o să-i scad, rămâne Duster-ul 2 puncte, range-ul 3 puncte, doar datorită faptului că range-ul s-a descurcat mult mai bine, mi-a fost mult mai ușor. Jur, mă simțeam, zici că făceam o parcare, nici măcar atât, doar apăsam pe pedală, mașina mergea singură, eram... N-aveam niciun stres că nu o să treacă. Deci 3 și 2. Mergem la proba următoare. Bun, și pentru următoarea probă am pregătit o pantă pe care trebuie să o coborâm și mașina care coboră cel mai încet primește punctajul cel mai mare. Activez HDC-ul, Hill Decline Control. Eu nu o să frânez, bineînțeles, pun în treapta întâi și vedem cu ce viteză coborâm panta asta. Hai! 8 la oră, nu știu dacă se vede pe cadru, dar vă zic eu, 9 la oră, 9, 8, 8, 8,
8 constant, avem 8 sincer, 8, 9. Mă aștept ca Dusterul să descurce un pic mai bine. Acum să vedem ce electronice au ei 8 la oră, pentru că Dusterul e mai ușor. Pe ăsta îl trage gravitația foarte tare în jos. 8 la oră și ne mutăm în Duster. Bun, și m-am urcat în Duster. E tare că și Dusterul are modul HDC, Hill Design Control, Hill Descent Control, scuze, nici nu mai știu vorbi. Bineînțeles, mă asigur ca mașina să fie pusă în modul 4x4 și nu o voi băga în viteză, pentru că aici testez nu frâna de motor a mașinii, ci doar Hill Design-ul, Hill Descent-ul. Hai să vedem, coborâm, 8 la oră, 8 la oră, constant, 7 la oră, 7, frânează bine, frânează agresiv, 7, aud cum fac frâne, 7, 8, 7, 8, mi se aprinde în bord așa un beculeț verde, 6, 7, ho, și venim aici lângă cameră. Din punctul meu de vedere, am uitat să bag mașina în viteză, Dusterul clar s-a descurcat mai bine, nu-mi pasă că e mai ușor. Hill Design Control-ul merită 3 puncte la Duster pentru că e foarte bine în comparație cu Range-ul, care merită 2 puncte și el s-a descurcat ok, dar Dusterul câștigă proba asta și trecem la următoarea probă. Na, și n-am crezut că o să fie așa de aproape de egalitate mașinile astea. Avem ultima probă, cea de teren accidentat, care de la camera aia s-ar putea să nu se vadă așa de bine, dar de la camera asta o să vedem că el e destul de denivelat așa într-o parte și într-alta și o să pună mașinile astea în provocare, în dificultate. Începem cu Dusterul, hai să vedem ce iese. Bun, bineînțeles că e cuplat modul 4x4. O bag în a întâia și merg. Hai să vedem cum dansează șasiul ăsta de la Duster. A? Cred că roata din stânga spate. Bun, sunt un pic impresionat. Merge motură și cu spatele. Să vedem ce se întâmplă dacă îi dăm cu spatele. Acum e un pic mai greu pentru că și roata din dreapta față patinează un pic și stânga spate patinează un pic, dar nu simt că ar avea vreo problemă. Merge incredibil de bine și de fluid. Hai să mai mergem un picuț să testăm. Foarte, foarte bine. Mașina e ușoară, ajută foarte mult și are unghi de atac foarte bun în față. E clar că și Range-ul are unghi de atac bun, că e pentru că e foarte înalt, e pe perne de aer. Dar sunt impresionat de Duster. Din punctul meu de vedere, la proba asta s-a descurcat foarte bine și aș simți că ar putea ceva mai mult decât atât. Deci 3 puncte pentru Duster. M-am urcat în Range Rover, mai bine zis. În momentul lui să strălucească sau să nu strălucească, hai să vedem cum se descurcă. E dar un mic dezavantaj. El e lung între roți, el e mare, el e greu, nu e așa versatil, are multă putere față de Duster, dar uite că aici, posibil, să nu-l ajute. Hai să, uite, bam, cred că am roata din spate în aer. Și uite că nu mă lasă să accelerez la fel de ușor ca și Duster-ul. Totuși, e clar că mașina are mai multă putere, mergem, dăm un pic cu spatele. Hai să vedem. Aici nu se mai întâmplă aceeași situație ca la Duster. Ba, opa, ba chiar mai rău. Sunt accelerat și nu merge. Nu vrea! Bine, nu vrea, nu l-am turat la maxim, dar e clar că dacă, hai că mai facem încă o dată, deci nu aveam 5.000 de ture, aveam 1.500, dar nu mergea, necesita mai multă putere, cerea mai multă forță. Uite-l, și-mi taie puterea. Și am 2000 de ture. Ei, deci, ca să înțelegeți, nu e ceva super rău, dar nu simt că ar putea mai mult. S-o descurca bine, dar o ia razna calculatorul, pur și simplu nu e la fel de versatil ca și Duster-ul, așa că din punctul meu de vedere, Range Rover-ul la proba asta merită 2 puncte. Ei bine, nu credeam că o să zic asta vreodată, dar uite că Duster-ul e la egalitate cu Range Rover-ul. Ți-ar fi venit să crezi când a început vlogul? Și e clar că o să fie câțiva dintre voi care o să ziceți, bine mă, Range-ul e mai bun, are mai mult sky, Range-ul are mai mult confort, are cutia automată, are prestanță mai mare, adică în societate cu Range-ul ăsta, no, chiar arăți bine. Dar uite că la testul meu de astăzi de off-road, care am încercat să-l fac
pe cât de obiectiv am putut, au ieșit la egalitate. Când am început testul, știam clar, vorbeam cu colegul meu care m-a ajutat să filmez, George, și mulțumesc pentru că astăzi a stat cu mine, ziceam, bă, no, sigur bate range-ul, dar hai cumva să nu ne batem joc de Duster, că no, e o mașină mai ieftină, mai slabă. Și uite că e egalitate. Atunci când am făcut review la Duster, multă lume zicea, cum să dai 20.000 de euro pe un Duster? Că e rablă, că bate nu știu ce, că ruginește, că plouă în el. Bă, poate ruginește, poate plouă în el, nu se compară cu alte mașini, dar uite că la off-road și-o demonstrat abilitățile, o demonstrat că poate să fie bun, o demonstrat că e tare, pentru că a egalat un Range Rover. Ăsta a fost vlogul, vă mulțumesc că v-ați uitat, dați un like, un subscribe, un coment, ce vreți voi acolo și ne vedem la următorul. Salut!